Domnul. Voi îngădui de la capătul pământului la celălalt, zice Domnul. O mare necaz. Iată, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Mulți cred că acum va fi fericit pe pământ. Iată ce zice Domnul. Aia țaina la ori cauza nemicire de cei care numesc și creștini. Cauza ce l-a voi lăsa. Ce nu pot pe pământ nici nu va fi. Iată o hebe auzi de gând. Voi lăsa o travă în aer și acolo ieșire de aurile că și cu o trage aer în plămâni va suri și ai păcate de genomul pentru cauza că mulți au părăsit pe Dumnezeu, plămadă pe Dumnezeu, urește pe Dumnezeu. Și pentru aceea îmi gândesc acesta poate pe pământ. I-a avut i-a seana ca au se vege. Voi fi în aia nici nu va scăpa. Cei care nu scurie și mie, cei care nu ascultă de glasul meu. Că iată, cei care va asculta, cei care va fi la dar, cei care vor rămâne pe strică, voi vorbi viața, nu voi lăsa să se întâmple nimic, voi lăsa două stăpire. Cei care scurești eu lui Dumnezeu și cei care nu, vor fi în casă, care va muri alte nu. Iată, zice Domnul, nu mai suport ce se întâmplă pe pământ. Ia vreau o via fiana la ouă și legă. Și pentru aceea vor lăsa acest anecat care va cauta de la capătul pământului la cealaltă să caute scăpare. Dar nu va fi, zice Domnul, că nu mai există mâine de om. Întervine, zice Domnul, ce știe cei care nu prețe șuhană că există Dumnezeu. Să cunoască că Dumnezeu există, care face minuni, care face deosebiri. Cei care ascultă și cei care nu ascultă, zice Domnul.